Cafeluță, vrea să-ți cumperi jocuri ieftine de pe G2A? Hello și bine v-am găsit la un nou episod pe acest mina canal. Astăzi vom juca PAS, dar dragii mei, știți joculețul ăsta? Ei bine, a apărut în varianta fură acum ceva timp și am și eu o cheie cu el și am zis că hei, de ce să nu mă joc și eu și să vă arăt și vouă ce să mă adăuga pe aici? So, după cum știți, eu trebuie să mă duc pisicuța asta drăguță acolo și acum trebuie să intru în această lume foarte ciudată a pisicilor, care aparent este făcută din nevăstuici. Cred că alea sunt nevăstuici. Oricum, dragii mei, eu vă invit să verificați linkurile din descriere, aveți acolo un link foarte special către G2A dacă doriți să cumpărați jocuri foarte ieftine și aveți un cod de 3% cashback Tsuki cu litere mari și I la final. Bun, hai să vedem noi acum lumea 1. Ok, am mai văzut chestia asta. Ok, bine, nu vreau să fac asta. Nu. Îmi place foarte mult că pisica aia, așa, frumușică, își bagă capul în locul ăla în care trebuie să ajung eu, știi? Și iese pe acolo până am început. Asta e chiar foarte interesant. Ia să vedem acum nivelul 3 de la lumea 1. Oh, nu era un joc horror cu chestia asta? Îmi aduc aminte că era ceva glume pe net cu asta. Nu știu, n-am jucat niciodată chestia aia, dar cred că voi probabil știți, că sunt sigură că voi sunteți gamer mult mai adevărat decât mine. Ok, mă duc cu pisicuța asta foarte drăguț pe aici. Ui, doamne, ce cavai sunt eu, vai. Așa, perfect, boss, aia e. Ia să vedem acum ce urmează. Nivelul 4, așa. Leo, dar ce cu delfinul ăsta, frățică? Nu vreau să fac asta. Nu. Eu sunt o pisicuță foarte talentată și reușesc. Wow, nu mi se cred ce greu este. Nu! Deci trebuie să ai un timing extrem de bun. Nu! Ok, gata. Fii calmă, Tsuki. Inspiră. Expiră. Da, reușit boss aia. Nu, vreau să mă duc. Nu. Deci am ținut mouse-ul acolo, nu mi se cred. Nu. Ok, bine, nu știu cum am reușit să trec de chestia aia, dar am reușit, bine. Bine, gata, am reușit să ajung aici, bine, e safe. Ce țepă mi-am luat, nu mi se cred. Dar de nici când m-am uitat până pe acolo, nu mi se cred. Ok. Așa, așteptăm acum pentru că noi ne riscăm condițiile de pisicuță. Gata, perfect, am reușit. Apropo, vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe mai jos și nu uitați să abonați cu clopoțele pentru că asta contează foarte mult dacă vreți să fiți curent cu tot ceea ce se întâmplă aici. De ce este o pisică care aruncă cu lasere din ochi către mine? De ce este o pisică care face asta? De ce? Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce? Aha, era așa drăguță, nu vine să cred că e atât de rea și malefică. De fapt, exact ca orice pisică, e foarte rea, da, exact, și malefică. Că veni vorba de pisici. Motanul mi-a dărâmat o floare. A făcut atât de mult pământ pe jos că nu știu cum să-l strâng. Da, am acolo o grămăjoară cu pământ și aștept și mă rog să-l strâng cu bine și să nu fac tot locul cu pământ. Da, ia să mergem noi cu pisicuța asta. Hai frate, hai mă, am doar 3 vieți. Nu vine să cred, deci eu nu. Deci nu percep așa ceva, frățică, eu nu pot să... Nu! De ce e jocul ăsta așa greu? Ha. Bine. Gata, reușesc. Gata. Gata, reușim. Gata! Doamne, ce greu e, dar sunt atât de interesante nivelele astea, chiar nu știu de ce îmi place să dăm în jocul ăsta. Dar ce trebuie să fac aici? What? Deci sunt extrem de confuză, nu trebuie să ajung aici. Nu. Nu! Deci mai am doar 2 vieți. Băi, fate, dacă termin nivel, n-ar trebui să dau viață în plus, pentru că jocul ăsta e foarte greu. Nu, n-ar trebui să se întâmple asta, nu, ok, bine, am înțeles, bine. Ei sunt șmecheri, vor să joci jocul ăsta forever, până când nu mai poți. Da, exact, ați auzit bine. Mamă, ok, asta e foarte interesant. Și stai o secundă. Spune-mi, te rog, eu nu trebuie să aleg dintre ieșirile. Nu! Ok, deci trebuie să fii pe fază exact când... Nu mi-e să cred. Trebuie să fie atât de pe fază jocul ăsta că de... Nu, n-ai ce face. Ok, gata.
mai dat niște vieți cumva? Mi se pare că atunci când faci puncte îți dă vieți, nu? Am vieți în plus? Am? Am două vieți, trei! Înseamnă că am vieți în plus, e bine! Ah, da, bine, hai să nu... Ok, deci trebuie să fiu foarte logică când fac... Ah, de ce? De ce? De ce? Ok, ce trebuie să fac acum? Oh, ok. Bine, sunt undeva într-un loc și m-am înțepănit aici, bănuiesc? Ok, sunt foarte confuză! Asta trebuia doar să apăs chestia aia, am înțeles! Ai și gen, acum trebuie să mă duc sus. Ok, am bine, boss. Jos. Așa, mergem în continuare. Jos. Ok, am apăsat pe aia. Ok, o să practic am deblocat niște chestii, dar cum ajung acolo? Cum s-ar putea să spune că trebuie să ajung acolo? Sus? Mamă, deci sunt mega confuză. Ok, deci... Jocule? Cum ar trebui să ajung acolo? Deci chestia e total în altă parte. Și nimic din ce văd eu aici nu se unește. Ba, se unește ceva. Gata, se unește. Mi-am dat seama abia acum. Nu vin să cred că de greu mi-am dat seama. Ok. Hai să fim serioși acum. Sunt foarte multe culori pe aici și de asta probabil nu mi-am dat seama. În cauza acum o scuză. Ups. N-am primit nicio inimă. Serios, măi. Și mai am puțin și ajung la boss. Alo. Ok, îmi place. Văd chestii cu pești. Visul lor cări pisici bămiesc. Mai am două minți. Deci, nu-mi place deloc când stau pe muche de cuțit, dacă mă înțelegeți ce spun. Adică, trebuie să trec cumva peste toate nebuniile astea și, sincer, nu știu dacă reușesc. Ok, am reușit, am făcut acel checkpoint. Dar nu te strica acum, nu, și nici nu mă atinge, nu. Hai. Yes, boss, aia e, hai! Hai, știu că se poate. Hai. Doamne, atât de drăguț jocul ăsta. Ok, și acum sunt la boss. Ce se întâmplă aici? Oh, stai o secundă, mai nu sunt tot în partea asta, nu? Ah. Oh, ok, și trebuie să mă... Da, desigur că am uitat complet cum se joacă chestia asta. Că de ce nu, nu? Ia să vedem acum. Mergem acolo jos, așteptăm. Tot așteptăm. Doamne, nu vin să cred că trebuie să aștept aici. Bine, ok, trebuie să mă duc pe aici. Vai, doamne, pisicile astea ciudate. Oh, nu, deci nu-mi place deloc ce văd aici. Oh, doamne. Frați și surorile mele, profeția a fost împlinită. Acum este timpul sacrificiului. Doamne! Oh, și toate pisicile alea sunt negre. Hai măi, dă-mă încolo de chestie cu pisicile negre aduc ghinion și că sunt blestemate și chestii de genul ăsta. Mi se pare foarte drăguțe. Stai, și ce trebuie să fac mai exact aici? Ce să fac? Deci o să presupune că trebuie să... rezist în acest joc fără nimic alt. Oh, serios? Ah, inima mea. Deci, practic, ca să ajungi la boss, trebuie să ai toate viețile la full și să fii extrem de bun la jocul ăsta și fii atent că e doar lumea întâi. Deci, jocul ăsta are mai multe lumi. Jocul ăsta este culmea. Oh, doamne. Ok, hai că mă duc acolo. Am reușit primul nivel să-l fac fără să... fără să mă izbesc cu capul de ceva. Asta o să fie ușor, mă. Uite cum mă duc pe aici. Am deja experiență în jocul ăsta. Ce să mai la dea la va? Aha, am vrut prea devreme. Ok, bine. Hai să ne prefacem că n-am făcut nimic rău și că totul este bine și frumos și că acele particule de pisicuță care sunt acolo nu sunt ale mele. Nu. Eu n-am făcut așa ceva. N-ai să vezi așa ceva. Nu. Uite, am și primit și două vieți în plus. Cum adică, mă? Am viață în plus față de cum aveam la primul nivel. Hai mă, serios, de ce mi-a pus mie chestia asta grea aici?
Eu înțeleg ideea că, ok, te joci jocul ăsta până când nu mai poți, dar asta nu înseamnă că toți oamenii au experiență în jocul ăsta ca și mine. Trebuie să merg aici. Bine, am ajuns aici. Și acum trebuie să mă duc la fix jos. Ok, gata, yes, perfect, bun, hai câte vieți? O viață. Bă, ce sărăcie de joc, mă. Cum se îndemnă doar o viață? Sărăcie. Ia să merg, hai să nu, hai să stai, nu mi-e să cred. Ok. Ok. Mergem pe atunci cu această pisicuță. Nu vrem să mai cauzăm probleme nimănui, pentru că acest joc este... Cum? Cum? Îmi păstram calmul aici, frumos, și încercam să explic ce trebuie să facem. Nu fă asta. Nu. Deci, ai nevoie de o sensibilitate foarte exactă la mouse dacă vrei să te joci. Cel puțin așa am realizat. Și n-ar fi atât de greu, dar am cumva 4 trepte la mouse și din toate astea, nici una nu este ideală pentru jocul ăsta, dacă vă vine să credeți. So, yeah. Mult noroc mie, bănuiesc. Ok, hai aici. Nu, haide. Nice. Ok. Nu! Nu, deci nu pot să cred că m-am lăsat păcălitatea. Nu vine să cred, ok, gata. Bine. O să fie totul bine și frumos. Nu. Da. Ne păstrăm calmul. Încercăm să ne lucrăm. Da. Doamne, nu vine să cred! Bine. Hai. Ui, gata, rău. Ok, bine. Ne păstrăm calmul, luăm pisicuța, așa, frumos. Mergem aici. Așa, cum ajungem jos și gata! Yeee! După un miliard de încercări și doar o viață în plus, măi! Măi, ce-i asta, măi? Eee, dezamăgire. Îmi place cum arată asta. Sau nu? Nu, nu mai îmi place cum arată chestia asta. Ok, trebuie să trec foarte rapid pe lângă chestiile astea. Așa. Gata, și acum am reușit. Nice. Ia să vedem acum. Ok, următorul nivel. Hai să spunem că e... Doamne. Păi, deci, jocul ăsta are tot felul de nivele, da? Dar mi-ar place dacă ar fi și mai diferite la modul că, ok, sunt la prima etapă. Era cât pe aici, doamne. Aș vrea să mă mai multe chestii, sincer. Ok. Mai avem puțin și ajungem la boss. Scuzați-mi scaunul care scârție. N-am idee exact ce s-a întâmplat de scârție în halul ăsta. Cred că a trebuit să-l luăm la un moment dat, cum a trebuit să fac și cu brațul de la microfon. Deci, efectiv, scârție când îl miști. Și mi-e teamă să-l miști într-un video când nu stă ok și îmi dau seama super târziu că e posibil să-l mă aud bine. Că nu știu ce sunt dubia să scoate și cum se aude, că practic e legat de microfon, cum să vă explic. Dar înțelegeți voi, aveți imaginație bună, sunt sigură de asta. Hai, ce se întâmplă aici? Hello! Platformă? Hei! Unde crezi că pleci? Ce faci fără mine? Haha, nu! Nu mă las eu așa ușor! Păcălită, mă, jocule, mă! Mă, jocule, mă, dar tu crezi tu că m-am născut ieri, mă? Hai să mergem jos acum, așa, perfect, mai așteptăm puțin. Așa, la, și zup, acolo, gata, perfect. Nici nu am avut nevoie de checkpoint în partea aia, că chiar a fost foarte ușor. Bun, și acum, oh, ce-i asta? What? Oh, ok, m-am prins foarte greu ce trebuia să fac, bine. Ok, și am mers aici, ce trebuie să fac acum? Oh, trebuie să merg în partea aia! Oh, nu pot să cred, nu! De ce ca tot timpul în capcană? Nu, hai înapoi aici, gata, hai! Așteptăm mai întâi să se urce ca să pot să mă duc cu ea, doamne, ce logică mai am și eu! Bun, aici sus, jos, perfect, am ajuns aici. Ok, trebuie să așteptăm să se ducă jos și apoi când urcă, mă duc cu ea.
Dar totuși sper să țin cont de chestia asta și când mă duc de jos în sus. Bun. Așa, perfect, am dat checkpoint-ul aici. Am făcut asta aici, doar că trebuie să mă întorc până sus, desigur. Hei, de ce nu? De ce nu? Hai să... Nu! Ok, deci trebuie să mă mișc extrem de rapid dacă vreau să fac ceva aici. Oh, Jesus. Ok, asta o să fie foarte greu. Extrem de greu, sunt sigură de treaba asta, dar o să reușim. Sau dacă nu o să reușim, asta este. Dar totuși ar fi bine să reușim, pentru că ar trebui să... Ok, deci trebuie să stau puțin pe aici. Ok. Pentru că trebuie să trăim cât să le povestim și de poților. Nu pot să cred așa ceva! Explicam și eu chestii frumoase, Cire, și tu, pisico, ai de pai, decizi că tu trebuie să mă lași baltă. Ok, am înțeles. Ok, bine, te țin eu minte, gata. Măi, dar serios acum, a? Oh, nu! Mi-am dat seama ce trebuie să fac. Ok, mai am 4 vieți. Dacă mai prostesc în halul ăsta, nu mai ajung la ultimul nivel. Ok. Trebuie să ajung pe chestia de jos, care duce așa. Bun. Și acum trebuie să mă gândesc ce să fac. Că asta sigur nu este o soluție. Trebuie să ajung în partea ailaltă. Oh, wow, ca să vezi ce chestie. Oh, mamă. Bine, hai că merg aici. Gata, perfect. Am reușit să apăs pe chestia și acum deodată s-a deschis ieșirea. Pam, 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 pam. Nu! Ce jod, nu mi se cred. Ok, sunt supărată. Sunt foarte supărată. Oh, doamne, și că trebuie să mă chinui ca să ajung. Nu. Deci trebuie să mă chinui foarte mult ca să ajung acolo jos. Nu mult, extrem de mult, pentru că, hei, de ce nu? Doamne, nu vine să cred că am murit fix acolo. Păi și era atât de logic că trebuia să plec la un moment dat acolo, dar nu, eu am decis să stau, pentru că mie îmi place să stau, aparent. Ca să vezi, nu? Ca să vezi. Wow. Bun, hai să ne batem cu bossul ăla odată. Am 4 vieți. Nu garantez că o să reușesc să fac ceva ca lumea, ok? Nu garantez deloc. Deci, cine a bătut bossul, bravo lui. Nu mi-e ciudat absolut deloc că a reușit să-l bată și eu nu reușesc. Hai, doamne, jocule, mă repede, parcă n-am mai trecut odată pe aici, prin aceste etape foarte plictisitoare în care vin chestiile astea extrem de dramatic și că e extrem de interesant că e dramatic. Bun. Așa, pisicuțe, bla 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 bla. Hai, skip, vreau la boss. Pentru că eu sunt boss, sunt un boss și vreau să bat al boss. Pentru că vreau să ne decidim care este cel mai mare boss, înțelegeți? Bun. Da, deci am înțeles. Așa, bun. Ok, trebuie să fii foarte atentă. Sunt atentă. Chestiile cu care aruncă el sunt foarte extrem de letale. Nu ne dorim așa ceva. Nu ne dorim așa ceva. Nu. Deci... Ok, deci eu trebuie să strâng astea ca să-l bat o singură dată? Doamne. Ok, mergem așa. Ok. Am trecut pe lângă. Haide. Nu! Deci nu pot să cred, nu! Gata. Deci, ceva îmi spune că dacă reușesc... A făcut față de cățel cu minte. Ceva îmi spune că dacă reușesc... Și dacă îi dădeam un hit, eram sigură, frate, eram sigură că nu o să reușesc. Nu este cumva hit-ul ca să trecem și noi la următoarea etapă, pentru că, sincer, este foarte greu. Dar totuși, dragii mei, eu aici sunt episodul de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest episod. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos, să nu uitați să vă abonați cu clopoțele și de asemenea să verificați acele link-uri foarte drăguțe din descriere. Eu v-am pa pe toți și pa, pa!